Pedeapsa complementară este valabilă 6 luni. Dacă înainte se putea face redeschiderea unei unități la 2 sau 3 săptămâni, acum se impune această perioadă de așteptare de jumătate de an. În baza noilor reglementări și lipsa de colaborare a agenților economici cu echipele venite în control atrage după sine măsuri dure, respectiv retragerea vizului și închiderea unității. În cazul în care unitatea va continua să funcționeze în ciuda interdicției aplicate, în baza bilanțului contabil se pot confisca banii rulați pe perioada în care activitatea este teoretic oprită. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Suceava au mai subliniat că noile reglementări îi vor determina pe agenții economici din județ să fie mai atenți la respectarea legii. Totodată, de menționat este faptul că inspectorii se confruntau de multe ori cu situația în care mergeau la unitate și pe celelalte din zonă nu le puteau verifica, întrucât le găseau cu ușile închise. Acum însă acest lucru se consideră a fi lipsă de colaborare și se sancționează. Astfel, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică iau datele de la Camera de Comerț și Industrie și emit dispoziția de închidere.